meu este Toma Petcu. Solicitați săptămâna trecută o informare cu cauzele derapajelor din sistemul energetic. Avem un răspuns? Da, domnule prim-ministru, așa cum v-am informat și în adresa către cabinetul dumneavoastră, am făcut o analiză și v-am supus acolo o serie de soluții, dar ce aș vrea să menționez, faptul că față de săptămâna trecută prețurile sunt într-o ușoară scădere pe PZU, pe bursa secundară. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că în data de 4 august s-a înregistrat un vârf de consum orar de aproape 1200 de megawatts, cel mai mare nivel din luna august din ultimii ani. Și de asemenea, considerăm în continuare că trebuie făcută o analiză riguroasă și transparentă de către ANRE a comportamentului în piață, în special pe piața zilnică de a doua zi. Am avut o întâlnire și cu ACUE, Asociația Companiilor de Utilități din Energie, practic cei care cumpără această energie din piață. Ei, de asemenea, exact cum v-am spus data trecută, și-au exprimat, să spunem așa, indignarea că n-au reușit în luna iunie să tranzacționeze acele cantități pentru trimestrul al treilea. Aveau speranțe foarte mari ca acum, în luna august, să se tranzacționeze atât parțial trimestrul 3, adică pentru septembrie. Nu mai pământește. Cine trebuia să facă licitațiile? Toate aceste licitații trebuiau să fie ținute de către ANRE. Din păcate, conform comunicatului dat de ANRE în cursul zilei de astăzi, au spus foarte clar că pentru trimestrul 3, adică pentru luna septembrie, care mai putea fi licitată, nu vor mai organiza din motivele invocate de dumnealor. Și demarează, începând de mâine... Adică ce motive? Le cald, ridică probleme legate de cantități, adică nu lucruri concrete care să fie bine detaliate. Asta ce am văzut și noi din comunicatul dumnealor, pentru că direct n-au comunicat niciodată Ministerul Energiei, bine, nici nu au sarcina să o facă, dar n-au justificat niciodată semnele de întrebare pe care le-am ridicat. Înțeles, mulțumesc. Eu cred că e un moment în care să putem cere numele Guvernului Public Parlamentului o anchetă la ANRE, că nu sunt subordonați nouă, dar Parlamentul cred că poate să-l întrebe pe domnul, mă cheamă Havileț, de ce e lui cald așa de vreo 3 luni, 2 luni și n-a făcut ce trebuie. Este posibil, domnul primar. Poate facem și o adresă oficială către Parlament. O să fac o notă către dumneavoastră, pentru că Guvernul României poate cere Parlamentului acest lucru. Fac o notă de informare și cu procedura legală. Dumneavoastră urmând să decideți în consecință. Tocmai am decis să o facem. Că poate nu întreabă cineva. Și domnia sa, neavând obligația să informeze guvernul, nu putem să-l deranjăm. E vară, e cald. Mulțumesc colegilor de la presă.